Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Politețea ta, dacă ești născută pe 20 noiembrie, ascunde esența tensionată, emoțională și solicitantă a personalității tale. În ciuda încăpățânării și mândrului, ești mult mai înclinată spre cooperare și compromisuri decât mulți dintre frații tăi din Zodiac. Ești o idealistă dar în același timp înțelegi perfect toate deficiențele naturii umane, încercând să rezolvi disputele, acționezi ca diplomat, cu tot tactul de care ești capabilă și nu încerci să șochezi pe nimeni cu adevărul. Ești un adevărat luptător, prin urmare ești atras în mod constant în diferite conflicte. Ideile și contradicțiile acțiunii sunt tot timpul subiect complet de discuție și studiu atent poți demonstra aproape înclinații rebele, dar de fapt, ești neobișnuit de loială mediului tău obișnuit. Motivul antagonismului excitat este de obicei datorat viziunilor tale extreme și asertivității în apărarea lor. Rară ori știi să-ți înfrângi elocvența. Este mai ușor pentru tine să începi o luptă decât să dai înapoi. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, fidelitate, independență, responsabilitate, rezistență, răbdare, respect de sine. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știm totdeauna să-ți controleze agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și spărovoială, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru sentimentul posesivității, precum și pentru lipsa unei sentimente de armonie în sine. Tu diferi de alții reprezentanței zodiei printr-o combinație de caracteristici care se exclud reciproc. Pe de-o parte, ești un idealist. Pe de altă parte, Ești bine versat în natura umană, îi vezi esența, înțelegi fondul naturii întunecate a personalității umane, deții o armă puternică în comunicare, politeța. Rar poți refuza și poți fi refuzată. Înțelegi aceste lucruri și îl folosești pentru a-ți atinge obiectivele. În același timp, tactul și talentul diplomatului îți permise să-i convingi pe ceilalți că ajutându-te este exclusiv propria lor inițiativă. Poți deveni foarte sarcastică. Știi să găsești slăbiciunile celorlalți și adori să faci has prin aroganță și pompă. Uneori, se pare că ai cea mai mare satisfacție când reușești să scoți interlocutorul de pe șine. La prima întâlnire cu tine, pare extrem de capricioasă, deși motivul pentru aceasta nu stă în niciun caz în proprietățile profunde ale naturii tale, ci doar stimuli pur externi. Apropo, chiar și în momentul unei izbucniri emoționale, controlezi perfect situația. Cu toate acestea, ești ușor de excitat și într-o mare frustrare ești capabilă să ai izbucniri de furie incontrolabilă. În această privință, antrenamentul psihologic are o importanță deosebită, permițându-ți să ți dezvolți capacitatea de a-ți restrânge emoțiile și impulsurile, de a găsi și elimina cauzele furiei nestrămutate. Te remarci adesea printr-un interes crescut pentru comportamentul antisocial, acțiunile ilegale și diverse tipuri de afaceri marginale. În unele cazuri, poți fi tentată să participi la mașinații întunecate, însă cel mai adesea, acestea sunt limitate prudentă doar la interesul pur de cercetare. Acest lucru se datorează probabil faptului că te consideri cetățean care respecte legea, în sensul cel mai strict și respect strict principiile morale general acceptate. Caracterul tău are întotdeauna o anumită copilărie care te ajută să rămâi tânără spiritual și fizic multă timp, ba chiar provocator de tânără. Ești un părinte minunat care duce o viață activă de familie. Servește adesea ca un bun exemplu pentru generația tânără, care te consideră un fel de cruciat. Deoarece atitudinea serioasă față de viață nu poate fi decât admirată, în același timp, te străduiești uneori atât de fanatic pentru obiectivul tău, încât ești pregătită să jertfești iubirea celor dragi ca sacrificiu pentru ambițiile tale. Din acest motiv, trebuie să te temi că entuziasmul tău nestăvilit și impulsul de muncă ar putea pune în pericol armonia relațiilor de familie. Te distingi față de alți nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești atrăgătoare, generoasă, misterioasă, entuziastă, sumbră, manipulatoare. Te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu îți de aceste emoții, aranjezi câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 20 noiembrie soarta ta? Natura ta are o putere extraordinară de voință și caracter de oțel, iar acest lucru este remarcată de toată lumea care a comunicat vreodată cu tine. În plus, ai un nivel ridicat de dezvoltare și ești înclinată spre profesii creative. Ești foarte disciplinată de la naștere, ceea ce te ajută să studiezi profund subiectele de interes. Prin perseverență, realizezi ceea ce ți dorești. Nu te sprijini niciodată de la urită, străduindu-te mereu înainte, încercând să înveți tot mai multe secrete. Semnul zodiacal îți oferă putere energie și o dorință irezistibilă de a acționa. Ești înliniștită, te plictisești să stai într-un singur loc, ești atrasă de secrete și de tot ce nu știi. Poziția ta activă de viață te ajută la dezvoltarea și extinderea orizonturilor de viață. Dar este de remarcat faptul că activitatea excesivă și dorința de a găsi o abordare completă nouă pentru soluționarea problemelor joacă uneori împotriva ta. Chestia este că îți facem totdeauna și pretutind în propriul lucru, crezând că acțiunile tale sunt corecte, dar îi enervezi pe alții, nu vrei să asculți părerea altcuiva. În ciuda aroganței tale, ești mereu în centrul atenției, atragi evenimente interesante. De asemenea, aventurierii sunt atrași de tine, te pot atrage în diverse acțiuni dubioase, în general. Viața ta nu va deveni niciodată plictisitoare, mai degrabă, va fi plină de diverse evenimente, călătorii fascinante și cunoscuți interesanți. La prima vedere poți părea că ești un rebel implacabil care impresionează cu spiritul revoluționar, mai mult, alții cred că respingi tot ceea ce nu-ți convine chiar și într-o mică măsură, dar aceasta este doar prima opinie eronată. De fapt. Apreciezi foarte mult ordinea și respect principiile acceptate. Chestia este că ai propria părere și consideri necesar să o exprimi. Uneori poți exagera în dorința ta, ceea ce îi pune pe oameni împotriva ta. De remarcat este faptul că ai o gândire critică și capacitatea de a vedea oamenii prin această natură critică. Aceste abilități te ajută să eviți problemele și societatea săracă. Așadar, cei care vor să te înșele sau au intenții rele ar trebui să se gândească de două ori, pentru că planul lor insidios se va revela rapid, iar mânia și pedapsa ta vor fi fără milă. Uneori, folosindu-te de darul născut, observi foarte ușor toate deficiențele și aspectele negative ale celor din jurul tău. Și atunci, nu ratezi ocazia de a nu juca o glumă sau pur și simplu să nu te amuzi de ei. Dar tu nu vei coborâ niciodată la blesteme sau cuvinte obscene, o vei face în mod rafinat, purtând un intelect dezvoltat, îi vei manevra foarte subtil cu o ușoară notă de ironie, dragoste și compatibilitate. După ce ai întâlnit o persoană potrivită, te transformi într-un iubitor generos, care înțelege intuitiv ce dorește partenerul și ești capabilă să răspunzi dorințelor neexprimate. Cu toate acestea, dacă această comunicare nu are loc în termenii tăi, îți poți suprima pasiunea și poți canaliza energia către proiecte creative. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă, pe de-o parte aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Tu uimești prin politețea ta, dar această calitate este o mască selectată cu pricepere. În spatele ei se află mândria, încăpățânarea, esența intensă, emoțională, solicitanta personalității tale. Dar cu toate acestea, ești înclinată să cooperezi. Poți găsi compromisuri în comunicarea interpersonală. Ești caracterizată de reținere. În dispute, îți folosești tot în tactul, metodele diplomatice. Această armă este mai puternică decât perseverența folosind diplomația, obții cu încăpățânare ceea ce îți dorești. Ești un luptător faimos pentru justiție. Aceste lucru îți împiedică dezvoltarea profesională. În loc să modernizezi calificările, petreci timpul participând de la conflicte de muncă. Aceste lucruri inhibă foarte mult evoluția în carieră. În ceea ce privește domeniile de activitate, pentru tine, prioritatea este de la persoană la persoană. Specialitățile tehnice sunt mai puțin indicate ție, sănătate și boli, entuziasmul asupra flacurilor este inamicul unui sistem nervos sănătos, ai tendința să exagerezi, acest lucru se aplică și complexității conflictelor care apar în viața ta, rezultatul experienței este o tulpină nervoasă, din cauza credințelor tale extreme și a energiei tale de nepătruns. Adesea primești observații din partea celorlalți. Este important să înveți cum să te relaxezi și să nu-ți faci griji pentru nimic. Energia arzătoare prin exerciții active poate ajuta. Îți sunt recomandate în special alergări pe distanțe lungi, în not, diverse sporturi competitive, precum și aerobic și gimnastică. Mâncarea ușor de gătit este utilă, în special supe, tocanițe, amestecuri de rădăcini. Dacă vrei să găsești pace în viața ta rebelă, ai nevoie de o relație constantă și stabilă cu un partener echilibrat și grijuliu. Destinul și norocul, Universul te-a înzestrat cu mari abilități creative. Ești muncitoare, persistentă, decisivă în implementarea planurilor tale. Viața ta va fi agitată, plină de diverse evenimente și aventuri. Poți avea succes în special în vindecare medicină și literatură. În sectorul financiar, va exista stabilitate. Sfaturi pentru tine. Fii sinceră, aceasta este cheia universală a inimilor umane. Învață să faci față energiei și limbii tale. Autocontrolul este cheia fericirii. Învață să râzi de tine. Înțelege cauza mâniei tale. Încearcă să eviți argumentarea, antagonismul și confruntarea ori de câte ori este posibil. Ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică, dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv, dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative, și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al Zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi, în caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine, cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.